Se wow, am nebunii ăsta îți bine, am găsit la un nou episod de Clash Royale. În acest episod o să vă arăt că mi-am făcut un nou deck și o să mai facem câteva lupte, o să mai facem câteva battle-uri. Trebuie să mi upgradez mini pack-ul, doar că este prea mult gold și nu am destul. Am câștigat Hog-ul, minionii cred că le știți, Baronul cred că le știți, am mai câștigat ăsta, Cannon-ul și Gian Skeletonul. Deci să începem să faci câteva battle-uri. Cred că o să filmez și o să mai pun un episod cu o să fac un episod cu, poate cu Boca, și o să facem cu draft. Am ajuns în arena a patra. Mi-a cam rupt acel tur. Nu sunt prea bun cu acest deck pentru că încă nu m-am învățat cu el și nu știu încă toate șmecheriile, să le zic așa. Acest tur mi-e ca și luat. O să trimit Hog-ul pe partea asta. Ia, i-am luat și eu un tur. Acum o să pușez pe dreapta stângă. A avut o carte foarte puternică ascunsă pe caul. I-am luat două turnuri și am și câștigat. Am 1000 și ceva de trofee. N-am mai postat de mult, dar am fost și cu școala și acum este pe terminate și n-am mai prea avut timp să filmez. Dar o să vină și vacanța și o să filmez mult mai mult, o să pun cam 3 episoade pe zi, un episod de pe calculator, Minecraft, Sniper sau ceva de genul, și dau de pe telefon, pentru că de pe telefon se pune mai repede,
videoclipurile pe YouTube o să mai fac, încă dau ture. Crunchest-ul încă nu-l pot deschide pentru că aseară am făcut două crunchest-uri. Aseară am ajuns în Arena 4. Sper că nu se auzi nimic. O să trimitem Hugo și Valkyriu înainte spre ei. Sper să facă ceva acest Hugo. I-a dat ceva și Hugo-ul. Mi-a luat acest tur, se pare. Probleme, probleme. Pentru că nu am aproape nimic să-i dau ceva la balon. În afară de minion și muschetarul n-am nimic. O să pușez pe stânga. Mă bătu, mi-a dat 3 coroane. În acest episod avem o înfrângere și o victorie. Și sperăm că aceasta o să fie încă o victorie pentru noi. O să vă arăt și câte coroane am. Am 166 de coroane. Am mai scăzut un pic pentru că m-am jucat pe calculator și am avut un pic de lag și nu știu ce s-a întâmplat și m-au bătut. Hai că PK-ul ăsta nu este, adică este, PK-ul este foarte puternic, doar că în față la Skeleton Army, ăștia mai mari, cum ar fi Giantu, Skeleton Army și ăștia, nu prea au șanse în fața lor, în fața în fața minionilor mai mici și care și foarte mulți minioni nu prea au șanse. O să arunc Hogu și ăsta înainte. I-a dat ceva Hogul meu. Dacă apucă să dea, îi dau lovitul, cred că luăm turnul ăsta. 3, l-am luat. O să punem ăsta.
Și Hogu în atac. Aproape i-am luat încă un turn. O să-i luăm 3 coroane. Păi avem 2 victorii și o înfrângere în acest episod. Eu zic că este bine, v-am arătat și noul deck și noile cărți care le-am primit. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Pa, pa, fraților!